Bine v-am regăsit la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară un video interactiv cu întrebarea dacă veți rămâne împreună cu partenerul sau cu partenera. Haideți să vedem. Am pus trei variante. Varianta 1, varianta 2 și varianta 3. Vă voi lăsa câteva secunde să vă alegeți, să vă gândiți foarte bine la persoana respectivă în timp ce alegeți. Bun, haideți să vedem pentru cei sau cele care ați ales varianta 1. Bun. Din câte observ pentru cei sau cele care ați ales varianta 1, partenerul sau partenera nu prea este hotărâtă cu cine să rămână. Văd aici aceste două cărți care înseamnă parteneri multipli. Deci s-ar putea ca partenerul sau partenera dumneavoastră să fie implicat sau implicată într-o altă relație, să nu știe mai exact ce dorește sau poate fi chiar vorba despre cineva care este căsătorit sau căsătorită. Văd aici o dorință de un nou început, clar, însă blocată această dorință și posibilitate datorită faptului că partenerul sau partenera de care ați întrebat, cum spuneam, este posibil să fie căsătorit sau căsătorită, pentru că văd că se simte îngrădit sau îngrădită, își dorește, are foarte multe așteptări de la dumneavoastră și dumneavoastră aveți foarte multe așteptări de la această persoană, însă văd că aici este implicată și familia, familia lui sau familia dumneavoastră, dar cred că este vorba de familia lui și poate e vorba chiar de o persoană căsătorită, cum am spus. Văd că clar își dorește să fie cu dumneavoastră, clar există dorința aceasta, însă este blocată de faptul că el este posibil sau ea să depindă financiar ori de familia lui, ori pur și simplu să trebuiască să cotizeze financiar în relația pe care o are cu partenerul sau partenera stabilă sau stabil. Dacă veți rămâne împreună la varianta 1, este cam dificil și asta depinde doar de dumneavoastră cât de multă răbdare aveți cu această persoană. Clar dorință este, sentimente de dragoste există, însă există foarte multe obstacole aici, din câte observ. Partea financiară, există familia, care poate fi familia lui care se opune, sau poate fi partenera lui stabilă care este piedică, sau partenerul lui stabil care este piedică în relația voastră. Așteptările care sunt, pot să spun, pot fi din partea dumneavoastră prea mari, și vreți ca lucrurile să se întâmple prea repede, adică cereți prea mult și prea repede. Iar această persoană simte că nu are timp sau simte că, da, simte că nu are timp să le facă pe toate acestea, ceea ce îi cereți, și simte că este practic contratimp și poate să vă piardă. Ca un sfat pentru cei sau cele care ați ales prima etalare este să aveți răbdare cu această persoană dacă vreți să rămâneți împreună. Totul depinde de dumneavoastră și în cazul în care este o persoană căsătorită, există posibilitatea ca să termine această relație în care este, pentru că văd că este o relație mai mult legată de partea financiară. Deci mai mult există o forțare în această relație, stă forțat sau forțată de împrejurim. Însă dacă este cazul acesta, dacă aveți răbdare, se poate termina în acea parte să fie doar cu dumneavoastră. Și în cazul în care există alte probleme și alte piedici de care am vorbit mai devreme, trebuie doar să aveți răbdare cu această persoană. Și totul va fi ok. Dar depinde doar de dumneavoastră dacă aveți sau nu răbdare. Bun, aceasta a fost varianta 1. Haideți să vedem pentru cei sau cele care ați ales varianta 2. Dacă veți rămâne împreună. Bun. Aici lucrurile nu stau prea ok.
Bun, haideți să vedem. Din câte observ, dacă sunteți bărbați și ați întrebat de o femeie, clar această femeie este o femeie care este foarte interesată financiar. Este o femeie destul de parșivă, o femeie destul de ascunsă, o femeie care poate fi chiar căsătorită, o femeie care are faimă, ca să spun așa, că își dorește partea financiară, o femeie care călătorește destul de mult și s-ar putea să plece din viața dumneavoastră în curând, definitiv, pentru un venit mai bun sau o ocazie financiară mai bună. Însă, clar, această persoană se joacă cu dumneavoastră. Dacă sunteți doamne și ați întrebat de un bărbat, clar să știți că acest bărbat ori este căsătorit, ori are pe cineva în viața lui, care este o persoană destul de periculoasă. Poate fi vorba și despre o persoană din familia lui. Însă, căzându-mi această carte, este posibil să fie chiar soția celui de care ați întrebat. Dar, specific, poate să fie vorba și despre cineva din familia lui, cineva care îl folosește foarte mult pe partea financiară și îl manipulează foarte mult. E posibil ca multe dintre voi care ați ales varianta 2 să fiți în momentul de față certate sau ca relația aceasta să fie în momentul de față, să nu existe în momentul de față, să fiți departe unul de celălalt. Datorită acestei femei, datorită acestor lucruri, distanță, acest joc, această nehotărâre din partea partenerului, însă lucrurile nu stau prea bine, ca să spun așa. Dacă veți rămâne împreună, în etalarea numărul 2 este cam dificil să spun dacă veți rămâne împreună. Atâta timp cât această femeie există aici sau această persoană există aici, între voi, lucrurile nu vor sta prea ok. Este destul de parșivă și destul de inteligentă, ca să spun așa. Știe cum să-l manipuleze, știe cum să pună problema și este posibil ca partenerul să aibă și niște vicii din câte observ aici și să fie foarte ușor de manipulat și să fie o persoană foarte emotivă. Bun. Clar, asta depinde de dumneavoastră dacă veți accepta situația așa și dacă veți avea răbdare. Nu știu dacă pot să spun răbdare sau dacă trebuie să luați niște măsuri într-o anumită privință. Pentru că, ca să spun așa, de la sine nu se va hotărâ atâta timp cât este această femeie la mijloc. Bun, aceasta a fost și etalarea numărul 2. Haideți să vedem pentru cei sau cele care ați ales etalarea numărul 3. Dacă veți rămâne împreună cu persoana iubită, bun, e posibil ca multe sau mulți care ați ales etalarea numărul 3 în această perioadă să fiți despărțiți sau certați, să fie existat o ceartă. Văd aici un lucru pentru doamne în special, că este posibil ca să fie avut de-a face cu pierderea unei sarcini sau să urmeze să aveți de-a face cu pierderea unei sarcini în această relație. Însă văd că există discuții. Există discuții de o alegere, de făcut o alegere. Clar, relația este o relație foarte problematică. O relație care se degradează, o relație care se pur și simplu duce la despărțire, ca să spun așa. Ca și piedici. Ca și piedici văd casa. Foarte mulți dintre voi cred că este posibil să fiți mutați împreună. Să aveți probleme financiare, pur și simplu, să existe certuri pe această temă, să existe foarte multe divergențe în acest aspect. Însă, căzându-mi această carte lângă casă, este posibil ca să existe două case. Și atunci pot să vorbesc despre faptul că această persoană este posibil să mai aibă pe cineva în viața lui sau în viața ei. Iar dumneavoastră să știți de acest lucru, sau poate să bănuiți, să fiți foarte îngrijorate sau îngrijorați și să fi ales sau să alegeți să vă despărțiți pentru că nu mai acceptați să vi se ascundă acest lucru sau
pur și simplu să știți și să stați în situația asta. Este posibil să vorbim și despre o persoană care este căsătorită sau căsătorită. Din câte observ aici, poate să fie o persoană care este foarte darnic sau darnică financiar. Însă acest lucru parcă nu vă satisface pentru că vă doriți cumva să fie în totalitate al dumneavoastră sau a dumneavoastră. Da, răspunsul la întrebare este da. Și de ce? Pentru că există aceste două cărți care spun că va exista o hotărâre. Va exista o hotărâre în ceea ce privește mutarea împreună și a fi împreună definitiv cu această persoană. Dacă este căsătorită, clar va alege să divorțeze, să fie cu dumneavoastră. Dacă este în altă relație și pur și simplu a mers în paralel cu dumneavoastră și altcineva, se va hotărâ clar să fie cu dumneavoastră. Sentimente de dragoste există. Va exista chiar o propunere în căsătorie. Va exista chiar un mesaj care va fi pe placul dumneavoastră, ca să spun așa, cu această hotărâre. Deci dacă sunteți certați în acest moment, lucrurile vor sta ok. Însă alegerea care va fi făcută de către persoana de care ați întrebat va fi spre favoarea dumneavoastră. Deci clar veți rămâne cu această persoană. Bun, aceasta a fost și varianta 3. Aceasta a fost etalarea interactivă din această seară. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un share, să dați un like. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.